Bună seara din nou! Continuăm seria de dezbatere electorale Te Votez la ProTV. De această dată, cu circumscripția numărul 30, au fost invitați astăzi în studio domnul Nae Simeon Pleșca, PD. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Domnul Petru Burduja, PSRM, bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnul Stanislav Kvasnăi, Partidul Ușor, bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc de invitație! Și doamna Veronica Herța, Partidul Liberal, bună seara și bine ați venit! Bună seara! 7 minute în total pentru a vă adresa întrebări unii altora și a răspunde la ele și pentru a răspunde la întrebările mele. Un minut la final pentru a vă adresa alegătorilor. În rest, cred că totul este clar, nimic nou nu este. Trecem la întrebări. Vă rog foarte mult, dacă este posibil, să spuneți într-un minut cine sunteți și de ce ar trebui să vă votăm. Începem de la domnul Pleșca. Bună ziua, stimați cetățeni, contracandidați, doamna Bogza, sunt candidatul cu numărul 1 în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare în circumscripția 30. Sunt filolog, doctor în filologie, cu experiență și studii în administrația publică locală. Cunosc publicitatea și marketingul. Vin în aceste alegeri să continuă acea muncă care o fac de mai mult timp, de mai bine 2 ani de zile, de când sunt președinte al organizației de sector din Ciocana, Partidului Democrat, și candidez având încredere deplină că împreună cu cetățenii urmează să realizăm încă multe și multe lucruri frumoase. Mai departe. Bună seara, stimați telespectatori, stimați cetățeni, mă numesc Petru Burduja, sunt candidat de circumscripția numărul 30, sectorul Ciocana. Actualmente activez în calitate de consilier municipal, vicepreședinte al fracțiunii Consiliului Municipal din partea fracțiunii Partidul Socialiștilor, membru Comisiei pe Buget și Finanțe, suplimentar, deci vreau să vă aduc la cunoștință că am studii superioare în domeniul economic, finisate la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, suplimentar de asemenea și la Universitatea din Moscova de Economie, Statistică și Informatică, MSI. Căsătorit, 3 copii, cam asta e succint ceea ce vreau să prezint. Domnule Kvasnăi. Bună seara, mulțumesc încă o dată de invitație. Sunt onorat să mă aflu aici la voi la ProTV pentru prima dată în experiența mea. Mă numesc Kvasnăi Stanislav, sunt consilier municipal în municipiul Orhei, sunt președinte de organizație teritorială Ciocana. Vin pentru a schimba lucrurile înspre bine în cartierul nostru drag Ciocana. Activez mai mult de 2 ani, zi de zi, întâlniri cu cetățenii din cartierul Ciocana și știu că împreună cu ei vom schimba și vom aduce toate proiectele care deja le-am realizat în municipiul Orhei. Sunt căsătorit, am o fetiță cu care mă mândresc 4 ani, cu părere de rău, până ce locuim încă în municipiul Orhei, de atâta că acolo copilul meu este în siguranță mai mare ca în municipiul Chișinău. Interesant lucru. O să revenim probabil dacă o să avem timp. Doamna Herța. Stimați alegători, de fapt în data de 24 februarie o să aveți mai multe buletine de vot. Unul din buletine de vot urmează să dați votul pentru omul care considerați dumneavoastră că trebuie să vă reprezinte. Cel mai corect ar fi să fie ales omul în care aveți încredere, omul care are realizări în spate. Cea mai mare realizare a mea din cei 18 ani în care am practicat și activitate didactică, un lucru care nu-l cunoaște probabil toată lumea, este faptul că am contribuit pentru formarea a sutelor de specialiști în domeniul economic, cei care muncesc astăzi, dar cu părere de rău, o parte din ei sunt plecați din Republica Moldova. Aș face referință la realizările pe care le-am avut în ultima poziție publică deținută la Canal Chișinău în calitate de director general 1 an și 8 luni, poziție în care am reușit prima evitarea falimentului întreprinderii, astfel încât în anul 2017 am înregistrat profit de 9,5 milioane lei comparativ cu 82 de milioane pierderi în anul 2016, am reușit deblocarea proiectului BERT-BI de 62 de milioane de euro, am reușit să reabilităm râul Bâc astfel încât să stopăm diversările companiei Zernov și să distrugem natura. Așa, da, cred că ajunge, este minunat să vorbim despre reușite, dar mai mult am vrea să vorbim despre ceea ce vrem să facem în calitate de... De ce ați plecat de la Apă Canal? Probabil că ceea ce a apărut în spațiul public este de ajuns pentru a... Nu, de ce?
N-am înțeles de ce. Păi a fost și un anunț public făcut și este clar, nu? Nu. În anunțul acela am văzut că nu plecați capul, ceva de genul. De ce ați plecat? Exact. Pornind de la situația politică care este, pornind de la tot ceea ce se întâmplă în pe această palmă de pământ, a fost decizia asumată ca rezultatul a tuturor lucrurilor care se întâmplă. Da, tot n-am înțeles, dar cum n-avem timp, cred că nu mai insistăm. Mergem mai departe. Spuneți-mi, în 2013 ați fost acuzată de Agenția Națională pentru Integritate că nu ați trecut în declarația de avere 5 conturi bancare. Este vorba de carduri salariale pe care la momentul respectiv nici nu cunoșteam că este necesar să fie declarate, nu am conturi bancare. Mai mult a apărut în acea publicație și faptul că nu am declarat 8 terenuri de pământ, am declarat un singur teren, 3,42 de hectare, pe care le dețin în sudul Republicii Moldova, Valea Perjei, satul pe care nu știam eu că trebuie să le declare da, separat. La acele terenuri am vrut să ajungem și cum le-ați dobândit? Prin moștenire de la bunii. Și casa tot moștenire? Exact. O casă de 135 de metri pătrați? Da. În satul Valea Perjei, așa. În cea de lungă. Domnule Căvasnei, dar acum în ce stați? Unde stați? Locuim la Stăuceni împreună cu părinții. Domnule Căvasnei, aveți un salariu de 27.500 de lei de la Asociația Obștească pentru Orhei, în declarația pentru... Spuneți-ne, deci nu, cu ce se ocupă această asociație, pentru că tot am văzut-o ca organizație care ajută Orheiul și de unde se iau bani, donații de la tot felul de întreprinderi, ce mai este pe acolo, ce mai sunt pe acolo, pentru ca să faceți drumuri și ce mai faceți în oraș. Cu ce se ocupă această asociație? Explicați-ne și nouă să știm. Asociația Obștească pentru Orhei vine în ajutorul municipiului Orhei la implementarea și la realizarea tuturor proiectelor care deja sunt bombă în Republica Moldova. Suntem care ar fi oamenii... Care așa de bombă? Municipiul Orhei, vrem să recunoaștem, nu vrem, ultimii 3 ani s-a schimbat foarte tare. Nu vede numai cel care nu vrea să vadă schimbarea municipiului Orhei. Colegul a spus mai devreme că bugetul a făcut, că din buget s-a făcut. Păi atunci, cu asociația asta ce? Cât e din asociație și cât e din buget? Dacă ați observat mai ales ProTV-ul, întotdeauna este prezent la toate evenimentele și întotdeauna întreabă, întotdeauna sunt evenimente și dări de seamă ce s-a executat din bugetul municipal, este site-ul primăriei municipiului Orhei, unde destul de bine se vede. Dar noi niciodată n-am primit răspuns și nici n-am înțeles. Dacă ne puteți da o cifră, aproximativ, 50 la 50 sau... Sunt proiecte care își asumă Asociația pentru Orhei un anumit procentaj. Eu nu vă pot spune în parte fiecare proiect cât procentaj anume contribuie Asociația pentru Orhei. E clar. Ați mai luat un BMW cu 10.000 de lei. De la cine? Da. Sunteți un norocos. Sunt un norocos. Am un BMW 2008 anul, peste 320.000 de kilometri. Este un automobil care foarte mult timp am sperat la dânsul. L-am găsit, era cu vicii, l-am reparat. Da. Acum sunt cu el venit chiar la dumneavoastră. Cu 500 de euro a luat? Da, nu, cu 10.000 de lei, nu cu 500 de euro. Da, cam asta este. Dacă asta de când s-a furat miliardul, de fapt inflația a făcut ca leul să ajungă la 20, ca euro să ajungă la 20 de lei. Eu n-am voie să vorbesc mult, știu. Următoarea chestie, doar o precizare, aveți un credit de aproape jumătate de milion de lei cu 6,7% dobândă. E un credit ipotecar? Ce fel de credit? Da, noi cu familia am decis și ne-a ajutat Dumnezeu, am procurat prin credit primul nostru spațiu locativ unde sperăm să ne mutăm. Soția este judecător? Nu. Lucrează la judecătorie. Lucrează are un salariu mai mare decât al dumneavoastră. A declarat mai mulți bani. Sper că aveți cu ce să acoperiți acest credit și să achitați rate. Da. Ne ajunge și ne mai rămâne datorită multor proiecte care sunt în municipiul Orhei. Da, acolo la Orhei este, da, ne vom muta cu toții acolo în curând. Mergem mai departe schimbăm ciocană la domnul Burduja.
Mergem la domnul Burduja. Firma pe care o administrați este vizată într-un dosar la Procuratura Anticorupție, deschis după ce SRL Exclusiv Media, așa se numește firma, a obținut un împrumut de 1,5 milioane de euro de la o firmă offshore din Bahamas, suspectată de spălare de bani. Spuneți-ne, vă rog, la ce etapă se află acest dosar și ce, despre ce este vorba? Arena, la drept vorbind, nu aș vrea pe platforma televiziunii din noastră să facem reclamă la o companie privată. Puteți să-i faceți, dar să ne spuneți adevărul. Administrează ce, tot ce se întâmplă, de unde sunt acești de bani? Televiziune. Deci vreau doar să reiterez că compania astăzi se află în instanță de judecat împreună cu RiseMD și este întors la rejudecare cazul nostru pe procedură civilă de la Curtea de Apel. Vreau doar să fac o tangență că Partidul Socialiștilor, care a dat în judecată RiseMD, are decizia finală unde RiseMD este recunoscut că a operat cu documente nefactologice. Deci aici este impus să-și ceară scuză public. Doamne, în felul ăsta, ce ține amințit, de Exclusiv spuneți-ne Media... Spuneți-ne despre acești bani, 1,5 milioane de euro, care ar fi ajuns în Republica Moldova și pe care, care ulterior ar fi ajuns la mai mulți deputați socialiști. Haideți să vă spun, deci împrumutul de care, propriu zis, spuneți dumneavoastră, este în domeniul de afaceri al lui Exclusiv Media. Eu nu aș vrea să fac acum careva referiri. Eu am venit în calitate de candidat din partea Partidului Socialiștilor, ca persoană fizică. Deci, haideți să lăsăm într-o parte Domnule agentul Burduja. Economic. Nu, nu lăsăm, lăsăm dumneavoastră, administrați o firmă implicată într-o... V-am spus, în interesul instanței și a părților care acum sunt în procesul de judecată, eu aș socoti că este destul că faptul se... Deci, dosarul se află venit... în instanță de judecată. Da. Haideți să așteptăm decizia instanței și atunci o să venim Domnule cu lămurii. Domnule, noi vrem să știm de... despre toți candidații tot ceea ce se poate ști. Sigur că eu nu vă pot întreba totul, pentru că nu știu totul. Eu vă întreb ceea ce citesc și aș fi recunoscătoare dacă ați răspunde la aceste întrebări, pentru că eu pot să mă duc acasă și fără răspunsuri. Dar cei care ne urmăresc, cu deci... siguranță, vor să afle adevărul despre cei care vor votul alegătorului, așa? Foarte deci, mai departe. Reiterez. Eu am venit în calitate de Petru Burduja, candidat din partea Dumneavoastră Partidului ați venit Socialist. Cu bagajul de administrator astăzi la o firmă care a luat niște bani și are un proces în Procuratura Anticorupție, un dosar și este vorba conform... Eu mi-am spus părerea și nu vreau să... Mai departe, dumneavoastră ați ridicat din bancă 20 de milioane de lei cash pe care i-ați dat membrilor de partid. Adevărat? Încă o dată vă spun. Eu m-am expus. Dosarul este în instanță de judecată. Haideți da. Să așteptăm decizia. Să știți că noi mergem mai departe, dar să știți că... Dar despre înțelegerea de cartel ne puteți spune ceva? Pentru că despre ea vorbim de atâta vreme. Dumneavoastră administrat firma dumneavoastră. Eu administrez. Administrează două televiziuni și nu numai. Este vorba despre NTV Moldova și TNT. Eu Exclusiv. Pot să le fac publicitate, nu mă deranjează, dar vă rog foarte mult să ne spuneți despre înțelegerea de cartel între firma... și Partidul deci, Democrat, care compania, are și el o casa media... Compania Exclusiv Media își are reprezentarea pe piață prin cadrul firmei Exclusiv Sense House. Deci așa. Toate întrebările vă rog frumos la da, Exclusiv este Sense clar. House. Mergem mai departe. Dumneavoastră nu ați răspuns la întrebări, dar să știți că eu am să vi le mai adresez. Să știți că eu n-am să le uit, n-am nimic cu dumneavoastră, dar vreau să știu adevărul. Am ajuns la domnul Pleșca. Presa a scris că dețineți în centrul capitalei imobile de milioane, domnule Pleșca, un Mercedes de lux și terenuri, dobândite în mare parte de când sunteți deputat. Ales în 2010 ați fost pe listele PRDM, ulterior ați acces în Parlament în 2015 în locul unui deputat care a plecat, tot din PRDM, ați ajuns între timp la PD. Cum ați dobândit aceste bunuri? Doamna moderatoare, vreau să vă zic că eu am parcurs o cale și în casa despre care vorbiți, casa fotogenică, așa să-i zic eu, locuiesc din 2002, când feciorul meu mai mare avea 18 ani. Și respectiv de la 2002 încoace, restul proprietăților care spuneți, feciorii mei au avut la timpul respectiv contracte investiționale și au și ei apartamente, iar deputat am devenit în 2010. Corect. Mașină am de când eram student și înainte de respectivă... Asta e de 80.000 de euro? Respectivă mașină o am
fiind condusă prin mandat de la o societate unde sunt fondator. Cealaltă mașină anterioară a fost procurată prin leasing și toate mașinile care le am sunt a mele și sunt procurate în mod legal, contra acum bani. Încă o întrebare despre plecarea noastră din PLDM la PD. Știți că o bună parte din deputații care au părăsit fracțiunile care, în cadrul cărora au ajuns în Parlament, sunt acuzați că ar fi fost corupți sau șantajați ca să meargă la Partidul Democrat, care avea nevoie de acea majoritate pentru a guverna de unul singur. Cum a fost această plecare? De unde a venit ideea de a pleca? Cine v-a sugerat-o? Și dacă într-adevăr ați fost corupt sau șantajat, vă rog să ne spuneți. Vreau să zic cu așa certitudine și categoric că eu am făcut o alegere. A fost o alegere crâncenă, grea, fiindcă făceam parte dintr-o echipă, mă simțeam bine acolo, dar s-au întâmplat niște situații pe care toată lumea le cunoaște și am cântărit foarte mult. Am cântărit foarte mult și până la urmă am luat decizia și am votat, am creat majoritatea despre care cunoașteți și am votat guvernul Filip, am investit guvernul Filip și astăzi nu am niciun regret, am făcut corect ceea ce am făcut atunci. Și dacă atunci am fost condamnat, acum toată lumea zice, uite... Dar dacă va fi nevoie, veți mai face o astfel de alegere. Doamna moderatoare, vreau să vă zic că dacă pășești pe alt drum, asta nu înseamnă că te dezici de valori, principii și așa mai departe. Mergi pe un drum care îl consider corect. Da. Și nu sunt obligat să... Să stați într-un partid veșnic. Nu, adică eu consider că fiecare din noi are niște lucruri sacre. Patrie, mamă, copii, iată chestiile astea. Doamna Herța a avut o Honda și nu o văd în declarația de avere. Am... vândut-o anul 2012, cred că. Așa, vândut-o. Acum, am ajuns Hyundai. La acea rundă, da, un Hyundai, corect. Am ajuns la acea rundă de discuții între domniile voastre. Eu vă voi urmări doar. Începem de la doamna Herța. Știți deja care este regula. Vă rog. De fapt, făcând o paralelă și la întrebarea pusă de dumneavoastră către domnul Cuvasnă, din declarația de venit am văzut că în calitate de manager regional ați obținut în 2018 un venit de 27.500. Totodată am aflat astăzi că, de fapt, vă este de ajuns să achitați rata ipotecară și vă mai rămâne. Întrebarea este, poate totuși recunoașteți că nu ați completat declarația sau nu ați declarat toate veniturile sau la fel se întâmplă și cu proiectele care sunt finanțate în municipiul Orhei prin intermediul respectivei asociații, hai să recunoaștem. Nu atât de transparent totuși. 100% am declarat tot ce am la ziua de azi. Evident că asta e o parte juridică care fiecare trebuie să o declare, fiecare parte care face parte, care vrea să ajungă undeva, trebuie să declare. Dar principală mea declarație este semnată de peste 1200 de membri de partid din Organizația Teritorială Ciocana, unde eu cu dânșii și le-am raportat în tot anul, am să vă arăt întâi declarația dumneavoastră și după asta am să o depun unde trebuie de depus. Nu am ascuns niciodată nimic. Vin din raionul Orhei. Am locuit într-un satuc foarte minunat care m-a creat în satul Curchi. Credeți-mă... Iertați-mă că eu intervin. Care e rata? Cât plăteți? Pe lună, cât achitați? Pe lună, până luna trecută, achitam 2800. Am apelat la programul Prima Casă 3, avem 1800 de lei achitam. Și din 2200 de lei, nu, care soția, și soția 100 și ceva de mii de lei declarați din salariul de la judecătoria Orhei. Soția lucrează tot okay. Ok. Întrebarea pentru doamna Herța. Doamnă Herță, sincer, v-am dat și jos întrebarea. Am ca tare două întrebări. Reprezentanți Partidul Liberal, un partid care și-a asumat față de cetățenii din municipiul Chișinău mulți ani la rând cu schimbarea Chișinăului. Cu părere de rău, schimbarea și la ziua de azi este ceea care a reușit Partidul Liberal. Plus la asta am o întrebare referitor ce vă ține de circunscripția numărul 30. Din câte îmi dau
Sama, sunteți președinte organizație teritorială la Buiucani. Cum cetățenii și membrii de partidul la Buiucani a să... Deci, de fapt, la prima întrebare, la prima parte a întrebării, țin să readuc aminte, fiindcă probabil că s-a uitat. În anul 2007, atunci când a venit Dorin Chertoacă la primăria municipiului Chișinău, datoriile pe care le avea primăria și gaura financiară era de 800 de milioane de lei. În această perioadă s-a reușit a fi rezolvate mai multe probleme, inclusiv au fost procurate 102 trolebuse, după care a fost inițiată procedura de asamblare pe teritoriul municipiului Chișinău deja, pentru prima dată în istorie. A fost reparat mai multe străzi, Valea Morilor, etc., etc. Sunt lucruri care sunt vizibile și sunt făcute din bani transparenți, banii existenți în bugetul municipal. Nu s-au făcut din careva proiecte pentru Chișinău sau având surse neclare de venit, așa cum este făcut în Orhei. Aveți grijă la timp, vă rog. La a doua parte a întrebării, de fapt, în municipiul Chișinău sunt sigură că, indiferent de circumscripția la care aș fi mers, există lume care mă cunoaște. Din estimările pe care le-am făcut, în circumscripția 30, este cel mai mare număr de alegători care sunt sigură că mă vor susține în data de 24 februarie. Întrebarea pentru... Mai departe, da. Pentru... Da. Deci, domnul Burduja, mi-aducem aminte că atunci când era Dorin Chertoacă la primărie, PSRM de fiecare dată încerca să zădărnicească toate ședințele operative, venea și cu cupe, cu glod, etc., etc. Acum vedem că sunteți destul de pasivi. Sau vă place cum arată orașul acum? Nu, doamna Veronica, nu suntem destul de pasivi, suntem destul de activi, avem un șir întreg de proiecte sociale, economice la nivel de Chișinău, dar cel mai important proiect este că bugetul se aprobă la timp, la inițiativa insistentă și a mea personală în calitate de membru Comisiei pe Buget și Finanțe. De ce? Ce ține cu samozvanțul, ne lămurim uleacă mai târziu, după 24. Chiar este și o surpriză. Întrebarea pentru doamna Hirță. Doamna Veronica, deci, doamna Herță, cer scuze, deci, întrebarea că de ce ați plecat de la Direcția de Finanțe la Apă Canal, mie și posibil și cetățenilor nu este clară că acolo era un împrumut de 62 de milioane de euro. Dar, totuși, de ce ați plecat de la Apă Canal? Să vă spun sincer, plecarea mea de la Apă Canal a fost o decizie destul de complicată. În ziua în care am anunțat colectivul, nu vreau să exagerez, dar au lacrimat și oamenii și am lacrimat și eu, a fost o decizie complicată, o decizie pe care eu nu mi-am dorit-o și aici aș vrea să spun punct. Mersi. Bine, noi cunoaștem că este ceva un dosar penal instrumentat nu. Acolo. Avem... Nu. Bine. Nu există niciun dosar, nu am fost șantajată cu niciun dosar, sunt absolut curată. Întrebarea pentru domnul Pleșca. Domnul Pleșca, dumneavoastră, cu siguranță sunteți printre cei care ați votat pe ultima 100 de metri în anul 2018 reforma fiscală și reforma ce ține de sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Întrebarea este dacă cunoașteți dumneavoastră care este influența acestei reforme fiscale asupra autorităților publice locale și dacă puteți spune și dumneavoastră, mai ales datorită faptului că aveți acasă un pedagog, că sunt doar minciuni acei care spun că salariile, de fapt, în realitate, nu pentru toată lumea crescut. Doamna Herța, vreau să vă zic că fac parte din fracțiunea Partidului Democrat, un partid care timp de 3 ani a demonstrat că are o echipă de profesioniști și acești profesioniști, printr-o serie de acțiuni bine gândite, inclusiv și legea despre care vorbiți dumneavoastră, au reușit să majoreze intrările la buget. Au crescut intrările la vamă și la fisc și toți banii ăștia au fost posibil să se facă astăzi să crească salariile la pedagogi, dar în general la toți bugetarii. Și în aceste condiții vreau să vă zic că este o lege unică, de durată, echidistantă, o lege care înglobează toți bugetarii și mare parte, eu discut zilnic cu ei și lumea se bucură, mai sunt niște scăpări, niște carențe, care ele vor fi foarte repede corectate și la capitolul respectiv se lucrează și urmează să bucurăm până la urmă și pe cei care astăzi n-au fost luați în calcul sau au fost făcute anumite scăpări.
aș vrea să fac o precizare. Bugetele locale, per total, până la sfârșitul anului 2019, vor pierde 900 de milioane de lei ca rezultat a reformei fiscale, din care sunt acoperite doar 315 milioane. Pentru informație, municipiul Chișinău a pierdut în două luni, luna noiembrie și decembrie, a pierdut 70 de milioane de lei, ceea ce înseamnă 28 de trolebus, ceea ce înseamnă iluminat public stradal, municipiul Chișinău, inclusiv suburbii. Minus. Continuați. Domnul Burdoja, două întrebări la dumneavoastră. Prima, eu tot ca dumneavoastră sunt consilier municipal, numai că în municipiul Orhei. Astăzi mă duc în municipiul Orhei și răspund oamenilor pe programa care noi ne-am propus-o în 2015. Dumneavoastră, ce puteți spune despre realizările a dumneavoastră ca consilier municipal în municipiul Chișinău? Și a doua întrebare pe mine totuși... Da, ok. Deci este foarte bine ce ați făcut voi la Orhei, pentru că ați făcut din banii cetățenilor și slavă Domnului că cetățenii au ajuns la noi. E altă întrebare că o să trebuiască să plătească cetățenii peste timp, dar mai vedem. Deci ce ține de Consiliul Municipal în care activez și în calitate de consilier, vreau să vă spun că avem pentru anul 2018, avem circa 100 de terenuri de joacă instalate, avem la 75 de terenuri workout, avem făcute peste 35 de ogrăzi, mă refer la pavarea interioară, avem instalate circa 600 de banchete pe teritoriul Chișinăului și multe, multe alte proiecte sociale, cum ar fi tinerii specialiști, ajutor pentru chiria apartamentului, familii cu mulți copii, trei și mai mulți copii. Deci sunt în șir întreg de proiecte, aș spune că sunt peste 200 și ceva de proiecte sociale, economice, care au fost implementate la inițiativa fracțiunii din care am onoarea să fac parte. Și din banii municipiului? Din banii municipiului Chișinău. Oh, iar treabă de unii luați voi banii, dar mersi bine. Mersi pentru asta întrebare, că pur și simplu știam că vă promovați candidații cu aceste terenuri de joacă. Cu și aceste... a doua întrebare? A doua întrebare am către dumneavoastră deja ca membru a Partidului Socialiștilor. Vedem că numai denumire de socialism la voi predomină. Ce a făcut Partidul Socialiștilor, având cea mai mare fracțiune în 2014 în Parlament? E clar. Vă rog. Deci sunt peste 200 și ceva de inițiative legislative date la nivel de Parlament, care au fost respinse și ulterior preluate de Partidul de Guvernământ, Partidul Democrat, și care a venit cu inițiative. Chiar și același referendum, dacă cunoașteți, domnul președinte a venit cu un proiect de lege prin care a solicitat efectuarea unui referendum, dar fără, inclusiv cu traseismul deputaților dintr-o fracțiune în alta. Ceea ce avem astăzi, iată, avem clar că traseismul este exclus. Și o să mă refer aici și la proiecte gen pe filiera ecologică, pe filiera economică, pe filiera socială, pe filiera fiscală. Deci noi avem, practic, grupuri de lucru și economice și sociale în cadrul fracțiunii din Parlament, fix așa avem și în cadrul fracțiunii din Consiliul Municipal. Și Partidul Socialiștilor este unicul partid care pe parcursul mandatului a efectuat întâlniri cu cetățenii în teritoriu. Întrebare a făcut pentru primirea cetățenilor. Pentru domnul Cuznețov. Kvasne. Kvasne, mă iertați. Câte am înțeles? Eu sunt deja la prima emisiune. Da, vă rog. Da. Domnul Kvasne. Deci, iată, partidul ușor, în cazul în care ajunge, accede în Parlament, Doamne ferește, care va fi primul lucru care îl va face? În viitorul legislativ, Partidul Șor nu retrăiți, nimerește și nimerește în număr mai mult, primul mai mare lucru, mai ca timp. Partidul dumneavoastră. Noi avem o programă foarte clară, 5 puncte pentru Republica Moldova. Dar cel mai bun punct este pentru răspundere penală a fiecărui ales de nerespectarea promisiunilor electorale. Inclusiv deci, cei implicați în furtul miliardului bănuiesc. Foarte bun. Da. Mergem mai departe, întrebarea pentru domnul Pleșca. Nu referire. Dumneavoastră i-ați adresat deja, nu? Întrebare. Ok. Gata, mergem mai departe. Dumneavoastră nu mai are timp. Vă rog să întrebați pe domnul Pleșca și domnul Pleșca aveți o întrebare restanță către doamna Herța și de asemenea către... Da, vă rog. Domnul Pleșca, tot respectul, o întrebare. Dacă nu mă greșesc, ați făcut parte din PLDM, ați fost și conducător de organizație teritorială Ciocana a PLDM-ului. Ce ați
reușit, ce ați promis oamenilor atunci, ați realizat și cu ce vă duceți acum în continuare? Da. Domnul Covasna, oamenii din sectorul Ciocana au rămas aceiași oameni, oameni pe care îi cunosc, oameni cu care am comunicare și le cunosc problemele. Eu doar îmi continuu munca și, indiferent de formațiune politică, calitatea comunicării și identificării problemelor în vederea soluționării lor a rămas aceeași. Și, respectiv, să știți, doar viteza și modalitatea mai mare de rezolvare, fiind în PDM, a crescut. În rest, sunt în proces continuu de comunicare, de rezolvare a problemelor lor și voi face munca asta și în continuare. Întrebarea pentru domnul Covasni. Pentru domnul Covasni. Domnul Covasni, spuneți și dumneavoastră, ca și președinte și cunoscător al sectorului Ciocana și circumscripției 30, ce așteptări au alegătorii prioritare, așa, în primul rând? În 2 ani de zile de președinție OT Ciocana am peste 1000 de întâlniri. Toți cetățenii cartierului Ciocana merită o viață mai bună, vor să trăiască mai da. Bine. Întrebarea pentru doamna Herța. Doamna Herța, să știți că, precum zicea doamna Bogza, sunteți un om simpatic, cu abilități și experiență. Eu n-am spus asta, dar vă rog. Cu experiență. Merci. Și uitați-vă, nu v-am urmărit în mod special, dar se vorbește în presă și nu numai în presă, că atâta timp cât ați gestionat finanțele la primărie, ați compromis mai multe proiecte, ați contrasemnat fără decizia Consiliului Municipal anumite documente și au fost... Da, repejor că aveți și dumneavoastră de răspuns la întrebările domnului Burduja și să-i adresați și dumneavoastră întrebări. Și în acest context, știți, undeva nu înțeleg că o apreciere generală așa în municipiul Chișinău vorbește despre unele lucruri, compromise dumneavoastră, ce urmează să faceți mai departe. Să spuneți ce am făcut sau despre ce urmează? Da, spuneți și despre una și despre asta, că aveți 1 minut 44, vă rog. Ok, bine. Deci, de fapt, sunt să menționez că dacă ar fi să studiem și regulamentul Direcției Generale Finanță, poziția pe care am ocupat-o din anul 2010 până în anul 2016, respectiva direcție ține de organizarea și asigurarea elaborării, aprobării și executării bugetului, și executării bugetului aprobat de Consiliul Municipal. Tot ceea ce a fost aprobat în Consiliul Municipal, fiindcă primăria este totuși puterea executivă la nivel local, a fost totalmente făcut 100% legal. Faptele la care faceți dumneavoastră referință, probabil că, presupun la ce faceți referință, ar fi bine să vă uitați în bugetul pe chisinau.md, bugetul municipal pentru anul 2011, unde o să regăsiți la titlul executorii aprobat de buget suma de 116 milioane lei. Anterior, în anul 2010, au existat mai multe ședințe de lucru în cadrul Ministerului de Finanțe, Ministerului de Justiție, astfel încât să fie găsită soluția pentru a fi rezolvată respectiva problemă. Ar fi ok să vă documentați în acest sens. Întrebare, domnule Burduja, către domnul Pleșca și invers. Mulțumesc. Domnule Pleșca, recent pe rețelele de socializare vedeam că implementați cu mult fast iluminatul grăzilor din banii municipali și am vrut să vă întreb, cunoașteți care este mărimea bugetului municipal pe 2019 aprobat? Domnul Burduja, haideți un pic altfel la capitolul competiții în vederea utilizării banilor publici, dumneavoastră cu direcția locativă ocupați primul loc, despre care au spus și colegii noștri și spus și dumneata bănci, terenuri de joacă. Dacă este clar să știți că vă întrerup pentru că trebuie să adresați deja întrebarea către domnul Burduja, pentru că nu mai aveți timp. Domn Burduja, uitați-vă, m-ar interesa repede să-mi spuneți, vă rog, dincolo de băncile și terenurile de joacă, în programul dumneavoastră electoral, vorbiți despre... Ce?
Ce mai este în programul dumneavoastră electoral? Cu certitudine vă spun. Deci, în primul rând este vorba de dezamorsarea ambuteiajelor în orele de vârf din sectorul Ciocana. Aici ar fi vorba de prelungirea străzii Domeniuc la strada Studenților. Ar fi vorba de scoaterea transportului de mare tonaj de pe strada Voluntarilor și de pe Transnistriei, reorientarea lui pe strada Industrială. Este vorba de lărgirea străzii Vadului Vodă. Suplimentar, lungirea transportului troleibus 21 până la troleibusul pentru numărul 7. Pentru un proiect din acesta, deci măcar ați probleme ați care de cât fapt costă un sunt proiect din acesta, măcar. Noi cunoaștem, noi cunoaștem proiectul Ștefan cel Mare și celelalte străzi cu 20 milioane de euro. Cunoaștem mult mai multe alte proiecte care au fost implementate fără succes. Dar sunt proiecte reale cerute de cetățeni prin ogrezile unde am avut întâlniri cu ei. Suplimentar ar fi vorba de aprobarea la nivel de Parlament a unui proiect de urbanism al Chișinăului și proiect zonal pentru Ciocana, pentru că cunoașteți terenul sportiv de la Ciocana, tocmai și pe teritoriul bisericii au ajuns cu construcțiile astea. Vreau nu să fac corect o precizare. De aceea, ce spuneți dumneavoastră și încercați să găsiți că noi consilierii nu am lucrat, vă spun, noi am lucrat cu certitudine. Iar cei care au luat bani și astăzi stau cu dosar de judecată, și stau la libertate. Iată, asta este grav la nivelul Chișinău. Așa. Domnule Pușca, aveți minutul de final. Dacă doriți să folosiți din acel minut câteva secunde pentru precizare, puteți să o faceți. Vreau să știu care este situația fiecăruia dintre candidați. Ce facem? Mergem la minutul de final? Minutul de final toți, dumneavoastră, pentru precizare, dacă doriți, vă rog să precizați, după care, domnule Pleșca, vă rog la minutul de final, vă uitați la cameră și vă continuați discursul. Vă rog. Minutul de final, vreau să vă zic, domnul Burduja, că spuneți despre domeniul locativ comunal, dar anexa 13 nu este niciun ban, e doar pentru întreținere. Ce are anexa 13 cu locativ comunal? Gata. Stimați cetățeni, eu am muncit o viață întreagă, am o experiență și vreau să vă zic că vă cunosc problemele în detaliu și vin să continuu munca pe care o facem zi de zi împreună cu dumneavoastră. Am capacitatea, puterea, experiența și împreună să ne bucurăm și după 24 februarie când o să votați Partidul Democrat din Moldova și o să beneficiați de blocuri mai bune, scări mai curate, curți mai curate și oraș mai curat și mai confortabil. Domnule Burduș. Stimați concetățeni, Partidul Socialiștilor, care mi-a dat onoarea să fiu concurentul candidatul de pe circunscripție 30, este partidul care are o viziune foarte clară la viitorul Republicii Moldova. Și aici mă refer și la statalitatea Republicii Moldova, neutralitatea Republicii Moldova. Și cel mai important este vorba păstrarea consecventă a pilonului acela spiritual creștinesc. Suplimentar, avem viziuni foarte clare ce ține de dezvoltarea domeniului economic, domeniului investițional, domeniului demografic și multe, multe alte probleme cu care se confruntă astăzi Chișinău. A venit timpul să facem politici pentru oameni care să unească, să coaguleze cetățenii, dar nu să-i dezmembreze ca să fugă aceștia psihotare. Învățați pe banii noștri. Este cel mai strașnic ce se întâmplă la ziua de astăzi. Domnule Cvasne. Stimați cetățeni, dragi locuitori a cartierului Ciocana, noi pe 24 februarie trebuie să votăm programa cea mai bună și trebuie să votăm și oamenii care nu aruncă cuvinte în aer mulți ani de zile. Avem foarte mult de lucru la noi în cartier. Avem un cartier arhiplin, un bulevard Mircea cel Bătrân, numai pe timp bun, să zic afară, arhiplin de oameni. Nu avem niciun parc. Am întrebări la toate capitolele către toți administratorii municipiului Orhei cum au permis așa un cartier tânăr, frumos, cu oameni bravi, să nu aibă o zonă de odihnă a lor. Avem foarte multe proiecte sociale, economice. Împreună cu dumneavoastră pe 24 vom începe realizările acestor proiecte. Mulțumesc mult! Doamna Hirță. Cunoaștem că frica și deznădejdea este cea care domnește acum în societate. Sunt sigur că, practic, în fiecare a doua casă se vorbește la bucătărie, încet poate, despre faptul dacă se mai merită să mai rămâi aici.
Să știți că se merită. Se merită în cazul în care facem alegerea corectă în data de 24 februarie și anume prin votul acordat oamenilor de bună credință, bunilor profesioniști, celor care pun legea în capul mesei. Foarte multe lucruri au fost promise, o să mai fie promise. Sunt absolut sigură că atâta timp cât nu o să fie respectat statul de drept, nu o să fie respectate drepturile omului în această țară, noi nu o să putem să mergem mai departe. De aceea, lucrurile pe care vi le propun și vi le promit este faptul că voi munci alături de ceilalți colegi care vor fi în Parlament, ceilalți colegi de bună credință, care au aceleași scopuri. Voi munci pentru a aduce mai multă lumină și mai multă căldură în sufletele și în casele noastre. Și un îndemn pentru toți cei care mă cunosc, să faceți îndemn și voi la rândul vostru ca cei care sunt cu viza de reședință în circumscripție 30, în data de 24 februarie, să voteze numărul 4, Veronica Herța. Mersi! După acest minut de final, nimeni nu mai comentează nimic, nimeni nu mai spune nimic, decât eu vă mulțumesc pentru că ați participat la această emisiune. Vă doresc succes. Doamnelor și domnilor, ne vedem mâine seară cu alți candidați în două emisiuni Te Votez la ProTV. O seară liniștită!